Se pare că pistele de biciclete din Arad ar fi fost trasate fără avizele necesare, iar în cazul confirmării ipotezei, primăria ar putea fi obligată să returneze banii europeni. Președintele Asociației Vatra Arădeană, Ciprian Luca, a criticat în repetate rânduri modul în care au fost trasate pistele de biciclete în Arad, spunând că problema este mult mai gravă decât pare, scrie aradon.ro. În loc să protejeze, pistele pun grav în pericol viața bicicliștilor, fapt care îi și face pe mulți dintre ei să le evite și să circule mai degrabă pe trotuare. Întrebarea logică pentru oricine s-a aplecat asupra problematicii securității și siguranței bicicliștilor a fost cum de poliția rutieră nu ia atitudine față de cei care au trasat aceste piste. Informația pe care am primit-o însă atestă că pistele au fost trasate pe carosabil fără a avea necesarul și obligatoriul aviz al oamenilor legii. În cazul în care informația se va adeveri, investiția va trebui recuperată din banii bugetului local.